până la 1 noiembrie să închidem și să acoperim clădiri pentru a da front de lucru pentru interior. Deci care termin de închis clădirea? 1 noiembrie. Practic, în momentul de față, constructorii realizează execuțiile la cel de-al treilea nivel. Având în vedere termenul pe care și l-au asumat în circa 55 de zile, trebuie să finalizeze al doilea etaj și mansarda. În cazul în care promisiunea constructorilor se va concretiza, le va permite ca în timpul anotimpului rece să intervină la execuțiile interioare. Centrul tradițiilor populare se construiește pe strada Universității, în apropierea patinoarului și a școlii populare de artă, pe vechiul amplasament al uzinei de frig. Acesta este gândit să găzduiască două puncte de informare turistică, săl multimedia pentru conferințe, 7 ateliere de olărit, țesătorie, pictură pe icoane, pielărie, ceramică sau pentru încondeierea ouălor, care vor putea fi închiriate de meșteșugar, precum și săl de expoziție, iar noua construcție va avea demisol, parter, două etaje și mansardă. Investiția este derulată prin programul operațional regional, fiind unul dintre cele 5 proiecte accesate de municipiul Suceava. Vă reamintim că licitația pentru Centrul Tradițiilor Populare a fost câștigată de o firmă din Suceava, cu suma de 4,9 milioane de lei fără TVA, iar proiectul ar trebui finalizat în mai puțin de 2 ani.